Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Pe fundal aveți WWE, că tot mi-aș ceruci cu ocazia asta mai joc și eu cu wrestlerul ăsta. Poate cine știe termine de vorbit aici când se termină și meciul ce l-am filmat, mă rog. E bine, după cum vedeți din titlu, deși nu știu ce titlu pun la videoclipul ăsta să-mi bag picioarele și eu vreau să și postez astăzi, deși deja e cam seară și mie că-s vă culcați voi că e și duminică și... În fine, hai că încerc să vorbesc mai repede că eu sunt un om foarte guraliv și mă pierd cu ideea, mă rog. După cum ați văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă pe YouTube, pe lângă faptul că s-a adăugat bara aia cu comunitate care mi se pare foarte utilă, deci nu prea ar mai fi nevoie acum de Facebook, de toate astea, că putem posta poze, întrebări și alte cele pe acolo. Consider eu unul că weekendul acesta practic ar cam fi unul dintre cele mai bune perioade din istoria YouTube-ului. De ce? Ei bine, da. Ilie, nu știu, s-a retras, s-a dispărut, mă rog. Poate că unii sunteți, îl urmăreați, poate unii îl urați. Eu unul eram neutru, nu-mi păsa de el, sincer să fiu, nu mă uitam la el, nu începeam să fac mișto de el în clipuri de, nu știu, avea o fază cu un WC-ul, că știu că zicea Quick la un moment dat, că și-a vopsit WC-ul rost, mai auzeam niște distrecuri sau ce dracu mai era cu, nu știu ce, că au furat butoanele și n-a sunat poliția. Mă rog, chiar nu știu bine faza. Da, s-a tot discutat și cam asta e faza pentru care nu prea am păsat de el, pentru că, nu știu, poate era relevant, poate nu era, relevant pe dracu, că din câte am auzit, eu chiar nu prea m-am uitat la el și nu încep să spun că era căcat sau pișat sau bun sau rău, da, na. Faza pentru care eu nu prea m-am uitat la el era pentru că, efectiv, auzeam peste tot de el. Efectiv, deci, cum am spus aineori, se întâmpla ceva, făcea el un videoclip cu nu știu ce, wow, nu era nevoie să mă uit la el, nu era nevoie să îmi apară la recomandate, nu era nevoie să dau eu pe trending, pur și simplu auzeam de la alții, că toți începeau să zică despre aia, cum de până românilor le place scandalul, dacă virgulă Călinaci o face un clip despre cineva, apar alții și comentează acolo și toate cele, e cam ciudată faza asta, dar na, așa ne place românilor scandalul și mie unul, cam aș putea spune așa, un minus pentru ele era faptul ăsta, că efectiv, nu știu, ajunsese să fie în 2016 ca un fel de pițipoanca a YouTube-ului, ca să zic așa. Poate nu chiar pițipoanca, dar înțelegeți voi că toată lumea vorbea despre el de parcă era cine știe ce. Zice că era marea vedetă, gen cum vedeai la televizor acum 12-13 ani că divorța X de Y și toată lumea din interviuri acolo, de ce a divorțat, cine a fost amantul, nu știu ce, exact așa și acum. Oricum, chiar ziceam eu pe atunci când începea într-una să-mi apară recomandate clipuri despre Ilie, nu ale lui, cu tot ce făcea și astea. Chiar spuneam atunci, bă, urcă ăsta în abonați, nu știu ce, dar o să se întoarcă tot împotriva lui. Și se pare că ce am zis eu chiar s-a adeverit oarecum. Și da, asta am spus eu că este era un minus pentru Ilie, că, na, efectiv, nu scăpai tot timpul, erai pe YouTube Ilie, tot peste tot numai Ilie. Dar ce aveam eu un plus așa era faptul că totuși cu tot cu clipei și astea și hate ce mai avea, a reușit să facă 1.000.000 de abonați, 1.000.000, nu știu, 290.000, ceva de genul pe acolo. Și e ceva, adică nu prea avem canale, chiar cine dracu mai are atâta? Mă refer printre youtuberi, vloggeri, nu canale de muzică gen Media Pro Music, Cat Music și încă un The Stop sau doi care filmează gaming, dar în engleză sau doar world track-uri, mă rog. Adică, gen, cine mai are 1.000.000? Mikey, doza, hai și acela, Noaptea Târziu, Tequila și... mai are careva, Rafael și cu Max Infinit, da. Ei bine, da, într-un fel e o pierdere că ne-am pierdut, ca să zicem așa, nu știu, un veteran, nu-i chiar veteran, dar totuși, na, un membru al YouTube-ului, adică indiferent, totuși. Poate multora le plăce, adică nu degeaba s-a abonat lumea la el. Asta e. Nu încep acum să zic, mamă, s-a lăsat ăsta, am scăpat de gunul ăla. Bă, eu sunt unul mai diplomat, nu știu ce cu mine, de când am devenit major și anume de joi a fost ziua mea, da, mulțumesc, la mulți ani, în fine. Am și pus eu o poză la comunitate, o vedeți acolo. Da, nu știu, am devenit mai diplomat în ultimul timp. Așa, lăsându-o deoparte pe Ilie, faza ce mi-a făcut mie foarte frumos acest weekend a fost faptul că Dani Penet s-a întors. Nu știți cine e Dani Penet? Vă spun doar atât. Dani Penet este un veteran, filmează videoclipuri de dinaintea lui Cotrin. Au avut într-un fel legătură cei doi, adică Dani Penet avea o serie de Dani Penet animat și îi anima pe toți youtuberi de la acea perioadă, pe Mikey, pe Zmenta, pe Tequila, pe Codrin, pe ăștia. Codrin a făcut un clip cu farse la telefon folosind aplicația lui Dani Penet, că avea el o aplicație numită Sora lui Dani Penet și avea o voce de fată care zicea replici. Ca idee, na, făcea și niște edit de-astea de editat foarte bune, adică chiar am făcut eu un clip acum un an și ceva despre cei mai buni youtuberi români și l-am pus pe el pe locul 2 și am pus niște faze cu el. Dacă ați văzut clipul, știți la ce mă refer. Ei bine, tipul ăsta n-am mai postat de vreun an și ceva și posibil unii trebuie să nu urmăriți youtuberi de un an și ceva, să fiți mai noi pe această platformă, dar oricum... Poate ăștia care sunteți mai mari, care aveți mai mult de 13-14 ani, știți cine este Dani Penet, nu, poate chiar mai vreo 15, cam așa. E bine, e bine că s-a întors și să sperăm că o să facă din nou videoclipuri. Tipul n-a mai postat, a și explicat de ce, că a avut o problemă grav de sănătate, nu stau acum să dau detalii că 17 minute asta și-a vorbit acolo săracul. Important e că e bine și dacă o să aibă parte de susținere, o să posteze în continuare. Eu oricum o să vă las linkul lui Dani în descriere, să sperăm că și youtuberi de ăștia care l-au mai menționat, cum am spus mai devreme de ăștia care i-a animat Dani, pe Codrin și pe Mikey, că și Mikey a dus vorba de la doza de H, așa a apărut într-un clip la Dani, Mikey H. Zappi TV tot mai aducea vorba de Dani, de zicea, mai postează tutute în curs sau ceva de genul mai zicea, adică na, lumea îl știe. Am văzut că i-au comentat și cei de la Curiosity Land i-au mai comentat. Deci se pare că Dani are susținere și să sperăm că o să se redevină ce a fost cândva, o să-și primească și butonul și e bine că s-a întors, ce-i drept. Da, cam atât am avut și eu de spus acum. Eu sper că v-a plăcut, încerc să-mi termin monologul acesta până nu se vede când mă elimină vreunul dintre ăștia trei aici, că n-am câștigat meciul din păcate. Eu vă las aici, să sperăm că pun clipul până la ora 8 și da, eu vă urez o săptămână faină. Lăsați-mi și voi în comentarii ce părere aveți despre faptul că a dispărut Ilie, că s-a întors Dani Penet, cred că așa își pun și numele. Cel mai bun weekend pentru YouTube sau ceva de genul, nu știu. Ilie dispare, Dani se întoarce, ceva de genul, mă rog, hai! Vă las, aoleu, se vede fix când îți dă spirul ăla, mă rog, hai că eu vă las aici, ne vom auzi săptămâna viitoare, începând de mâine, de luni, mă rog. Sper să aveți o săptămână faină, eu v-am salutat, ciao les!